Salut! Vreau să vă prezint bunkerul de care vă spuneam că un bunker pentru alimentare cu lemne, alimentare cu tocătură de lemn sau bucățele mai mici de lemn, așchi, coji de nuci sau fel de fel de lucruri din astea. Mai puțin cu valabil pentru lemn gros și lung sau înalt, că nu are rost. În cazul ăsta se poate pune direct și se alimentează oricum mai rar. Dar cu lemn mai subțire, de exemplu, cum foloseam lemn de brad mai subțire și cum ardea rapid, asta e foarte valabil. Am făcut mai multe testări cu el și am văzut că e foarte valabil. Deci el așa arată. Are înălțime de 60. Interiorul e 12,5 x 12,5. Aici eu am pus o ușiță. Da, cred că o să tai de aici, că am prins cu silicon și o să rămână siliconul ăsta aici, de temperatură. Să dau înapoi jos de aici. Am făcut prima dată cu ușiță și totuși am văzut că nu e prea bun cu ușiță, că nu avea aer suficient. Trebuia să deschid aici ușița asta și să ridicau gaze în el aici, fum. Urca flacăra mai tare aici și am văzut că nu. Și în cazul ăsta e cel mai bine. El trage așa aerul în jos. Aici se simte foarte rece cum trage. Deci foarte rece. Simt așa cum țin mâna, e foarte rece. Am făcut probă cu hârtie, cu fum. Trage foarte tare în jos. El trage aer și pe aici. Și am mai dat și niște găuri. Se pot da chiar mai largi găurile astea. Și partea asta. Pentru ca să aibă suficient. Că dacă încarcă aici plin cu lemn, atunci încetinește un pic tirajul. Depinde cum se rămâne spațiu aici. Și în cazul ăsta își trage aer pe aici forțat și funcționează. Deci are 60 înălțimea. Se poate face chiar și mai înalt. Acum depinde și înălțimea asta în funcție de tirajul care îl are centrala. Centrala sub rachetă. Eu am tiraj foarte bun. Am pus aici o bucată de șamotă ca să nu bată în ușița asta. Îi schimbă culoarea. Inoxul schimbă culoarea la temperatură. Mie îmi place cum arde. Îmi place cum arde pentru că cum prinde asta de lemne. Ce a fost plin, m-am uitat aceea să văd și data asta, dar oricum am făcut multe probe cu el. În loc să alimentez la o jumătate de oră cu lemn de asta de brad, alimentez la o oră. Deci mi-au dublat timpul care trebuia să alimentez. El coboară frumos în jos, pereții drept, așa se face bunkerul pentru lemne, perfect drept ca să alunce în jos, nu se blocheze, cu nimic ca să blocheze. Am făcut din tablă și am făcut o îmbinare acolo în colț, spate, prins doar un nit sus și unul jos și cu silicon de asta. Ce am mai făcut? Am dat o gaură și am prins cu lănțușorul ăla care îl folosim la ușițe. Am prins aici ca să nu cadă buncărul. Dacă vreodată ceva să nu cadă. El oricum e ușurel ăsta, că e de tablă și e bun tare să fie de fier, de oțel, mai gros și mai stabil, mai greu. I-am făcut picioarele astea aici și foarte stă bine. Când cad lemnele se mai mișcă el așa deodată. Asta nu se întâmplă nimica, dar e bine să poate fixa cu ceva aici, să stea fix fix aici, să nu mai umble așa. Oricum încoace nu vine pentru că sunt niturile astea. Și încoace nu vine și rămâne în spațiul ăsta ca să-și coboare pe aici aerul, să-și tragă aer. De grade. Asta e primul foc care am aprins. L-am aprins și am pus brichete aici. Bine că arde bine de o jumătate de oră. Că prima dată am aprins cu niște lemne subțirele și după aia am pus buncărul ăsta și am băgat lemne pe aici. Aici ori ar trebui să tai aici, ori să tai așa.
ca să pot pune lejer lemnele, că aici îngustează și în loc să las lemnele să treacă chiar mai în sus, să pun mai multe, sunt obligat aici să pun ceva mai îngust. Ușița am schimbat-o pentru că ușița care o aveam rămânea prea puțin spațiu aici. Asta aveam luat pentru la materiale, o să cumpăr alta pentru sobile care trebuie să le fac. Era mai îngust și trăgea mult mai lent. Aici spațiul ăsta chiar mai larg. O să dau eu găurile mai bine. Să auză cum a coborât. E mai lent așa. Funcționează mai lent, dar dacă se dă mai mult aer pe aici, atunci merge mai forțat. Tragerea e mai puternică. Bineînțeles că pot ajuta și de aici. Dacă n-ajut de aici, să-și aude cât tirajul e tare. Urcă și flacăra mai în sus. Ce îmi place la el e că ia să vă arăt de care lemne folosesc. Lemne de brad. Ce îmi place la el e că alimentează constant. Eu dacă alimentez cu lemne aici plin, face temperatura bine, dar dacă când aproape se termină, până vine iar și alimentez, dacă durează mai mult, atunci scade temperatura. Scade temperatura de la apă și iară trebuie să o urc rapid, bineînțeles. Asta alimentează constant și menține temperatura mai bine. Și se alimentează mult mai rar. Deci, asta cu brad alimentează, am văzut undeva la 45 minute, o oră, depinde cât e de gros, cât e ăsta. Cu brad mai subțiric ca ăla, se duce la 20 minute arderea. Așa, cu asta undeva la o jumătate de oră. Să mai grăsuți un pic. Bineînțeles, lemn de esență mai tare, de fac sau de altceva. Lemnuță mai groasă, 4 lemne. Am văzut că ține undeva la o oră alimentarea. Fagul aici ar dura poate 2 ore. N-am pus să văd. Dar am văzut că în loc de 20 de minute, cu de alea subțirele, mă ducea la 45 minute. Sau în loc de jumătate de oră la o oră. Deci e foarte bine. Cu lemn de la mai de esență mai tare sau poate duce la 2 ore alimentare, așa, asta e bine. Eu oricum nu am nevoie, că o am aici aproape, nu mi-e greu să o alimentez, dar am făcut așa mai mult ca probe să văd pentru alții care vor să alimentez mai rar sau nu au prea aproape centrala. Face un bunker de asta așa bun și alimentează mai rar. Ea se poate automatiza. Cred că ați văzut la centrala care a făcut-o Simon Claus. Are un bunker așa mare, înalt, cât centrala. Am înțeles că e 20x20. Și are un regulator de tiraj care închide și de aerul pe aici. Dar în felul ăsta se poate automatiza, se poate pune la o ușiță de asta. Dar să nu se deschidă așa, ci se deschidă așa în sus, cu regulatorul acela de tiraj. Dar bineînțeles, în cazul ăsta trebuie închis foarte bine aici, să închide ermetic, ca să nu urci gazele în sus, să iasă fum încoace sau să aprindă ceva. Dar în felul ăsta funcționează natural așa. Deci se simte foarte rece cum trage foarte tare. Pentru că se poate folosi și așa. Se poate automatiza, să folosească, să alimenteze mai rar, vreau să spun. Dar eu merg pe varianta mai simplă, să fie economă, să nu fie costisitoare la construit, la făcut și foarte bine. Am făcut câteva probe bune, mai multe seri și după aia m-am gândit să postez, să nu vorbesc prostii, deci văd că funcționează foarte bine. Asta e când merge constant. Acum, în funcție de tiraj, se poate regla și să dă mai mult aer sau să faci în așa fel încât... Bine, dacă ar fi gura de alimentare aici mai mare, la ușițe, se poate face și buncărul mai mare. Între lemne mai groase. Dar aici nu mi-am permis că am gura de alimentare de 15x15. Oricum, ușițele astea așa au dimensiunile. Ușița asta am schimbat-o că
are dimensiunea cu un centimetru pe o parte și un centimetru pe o parte mai largă ca cealaltă care o aveam. Cealaltă care o aveam era mai îngustuță un pic, așa era din fabricație, era un pic mai îngustuță și după ce am făcut ăsta buncărul, era puțin spațiu și după ce am schimbat ușița, arde mai bine, arde suficient aer și arde mai bine. Ce am mai făcut la centrala asta, acum recent, am schimbat capacul, am făcut alt capac din BCA, pentru că ăla era foarte greu, era din șamotă groasă, era gros, era foarte greu, mă rupea la spate când îl ridicam să umblu acolo să curăț. Asta e foarte ușurel. Înfermânta nu se înfermânte exagerat, durează foarte mult când se înfermânte. Aici e fierbinte, dar aici e cald. Da, așa arată buncărul. Nu o să vede el prea urât. Da, v-am spus, e valabil pentru bucăți de lemn mai mărunte, pentru mai subțiri, pentru, mai ales pentru tocătură. Pentru tocătură e perfect. Tocătură așa mai măruntă. E nici prea măruntă, că în cazul ăsta trebuie pus un grătar jos. Dar tocătură așa, el arde normal jos acolo. Fără probleme. Și în cazul care e tocătură mai măruntă sau ceva, se poate pune un arzător de ăsta, cum folosesc eu de la peleț. Se poate pune doar unul așa, înclinat, și el arde acolo. Să ardă pe porțiuni mai înguste și să aibă aer, să-i vină aer pe aici. Tot coboară, să aude cum coboară. Deci 12,5 pe 12,5, 60 înălțime. Am curat aici bine, cu lanțul ăsta, să nu cadă, să fie și siguranță. În sus nu se aprinde, nu nimic, trage foarte forțat, exact cum ar fi gura de alimentare la centrala, sau o rachetă, doar că ar fi mai înaltă. De aia fiind mai îngustuță, are putere să tragă în jos, nici de cum să se întoarcă în sus. La un înălțime foarte mare și tirajul lent să-l aibă centrala și aici să meargă exact. De exemplu, dacă ar fi gura de alimentare 17x17, să fie și ăsta de 17 sau așa, atunci cam ar fi riscul, dar în cazul ăsta nu cred eu vreodată că ar fi vreo problemă să se întâmple, pentru că e îngustuț și se simte cum trage forțat pe aici aer. Bineînțeles, îi trebuie oxigen să aibă suficient centrala, să fie un geam rabatat, deschis. Cam asta. Gradele s-au dus spre 50, mai urcat. Acum coboară. Da, arde bine. Deci și reglajele astea sunt finuțe, în funcție de tirajul sobii sau dimensiunea asta aici. Se poate regla. Adică, mă refer la aerul. Contează foarte mult aerul aici, cum se dă, ca să arde bine. Cam asta e.